Interdicție de vorbire, interdicție de dovezi, interdicție de apărare, realitatea libertății de opinie. Referentă Silvia Stolz, Coaliția Anticenzura a 8-a. Următoarea referentă a zilei de astăzi va vorbi despre interdicția de vorbire, de dovezi și de apărare. Also da geht's noch mal einen Gang höher. Da haben wir es este acum o viteză mai mare, avem de-a face cu probleme mai mari. Această referentă este o juristă, asesoare. La această referentă este foarte important să nu auzim cu urechile sau să vedem cu ochii. Această referentă a avut cu mulți ani, sie ist eine cu ani în urmă, niște titluri din presă extraordinare. Este o apărătoare în cauze juridice. Vreau să vă spun cum sunt aceste lucruri. Încă nu aplaudați, n-am ajuns încă la punct. Această apărătoare juridică a avut curajul unui leu, este puternică, asemenea unui bărbat. N-am cunoscut niciodată o femeie cu așa un profil puternic. S-a instalat puternică și l-a apărat, a apărat cazul lui Ernst Zündel și ea l-a apărat, a fost apărătoarea lui Ernst Zündel. Și în acest proces, ca și apărătoarea lui, a descris realități, conținutul realității care au fost, sunt, așa cum nu sunt scrise în istorie, în legătură cu Holocaustul, această apărătoare juridică a adus furoare în timp ce ea a adus argumentele de apărare a clientului ei, a mandatului ei, a descris lista acestor argumente. Și s-a interzis vorbirea, și a ignorat acestea, a adus din nou argumenta pe masă și a venit amenințarea că să înceteze de a vorbi și ea a continuat. Și atunci a fost prea mult pentru tribunal și apoi, deși este avocată, a fost arestată în timp ce vorbea, pentru că așa numită negare a Holocaustului a clientului ei nu a putut aduce dovezi pentru el. Ea a argumentat cu toate astea mai departe, aceste dovezi care erau necesare pentru apărarea clientului său, deși nu era, nu avea antecedente penale, a fost condamnată la 3 ani jumătate de închisoare din tribunal scoasă. Între timp, a fost una cu alta, a primit și interdicție de a-și face meseria, profesia ei este... Are interdicție de a-și de a mai fi apărătoare, de a mai fi avocată. A fost dat afară și noi astăzi o aducem din nou înăuntru. Vă rog să vină pe scenă. Vorbim aici de această persoană legendară care a fost în ziare în toată Europa. Bine ați venit, doamna Silvia Stolz. Noi avem încredere că știți care sunt limitele, cu ce trebuie vorbit și ce nu. Și îi rog pe toți să aibă o inimă deschisă. Mulțumesc pentru primirea cordială. Stimate doamne și domni, dragi prieteni, încă o dată vă mulțumesc pentru primirea cordială. Doresc să încep referatul meu cu o propoziție, aceeași cu care voi și încheia. Căci din această propoziție reiese, după opinia mea, miezul ființei umane, după părerea mea, al felului de a fi om, anume, a gândi ce este adevărat,
a simți ce este frumos și a vrea ceea ce este bun. Duhul recunoaște în aceasta țelul unei vieți rezonabile. Acesta este o propoziție de Gottfried von Herder. A gândi ce este adevărat, a simți ce este adevărat, a simți ce este frumos și a vrea ceea ce este bun. Indiferent către care religii aparțin, indiferent ce concepție ai despre lume sau ce curent filozofic, aceasta este, după părerea mea, miezul vieții umane, A și O, Alfa și Omega. Iar, după fapte se arată dacă cineva împlinește acest ideal omenesc după fapte și după comportament. Mă voi preocupa în primul ideal, a gândi ce este adevărat. Deci numai pe baza adevărului se poate construi. Când se construiește pe ceva neadevărat, pe ceva neautentic, este posibil să țină o vreme, dar obligatoriu va trebui să se prăbușească cândva. Este ca și cum ar construi o clădire pe un fundament din carton în loc de piatră veritabilă sau beton. Oder aus echtem Beton. Un punct foarte important la întrebarea care se pune în gândirea reală în ce privește găsirea adevărului este ascultarea celelalte părți. Acest ideal este intens, bine îngrijit aici. Acesta este un principiu juridic fundamental, audiatur et altera pars, care înseamnă să fie ascultată și cealaltă parte. Acest lucru este valabil în mod normal la tribunal și în știință. Dacă există două opinii diferite, să fie ascultate amândouă. Nu trebuie exclusă niciuna din opinii, din vreun motiv sau altul, că nu-mi convine rezultatul sau acesta nu se potrivește în concepția mea despre lume. Un rezultat ar trebui exclus abia atunci când este recunoscut ca fiind definitiv fals. Pentru aceasta însă, el trebuie în prealabil examinat. În acest scop trebuie să fie ascultați întâi cei care susțin această opinie. Acest lucru este valabil mai ales în fața tribunalului. Când acolo se ceartă două părți sau când o persoană este acuzată, sarcina judecătorului este mai întâi să descopere care este adevărul. Ce s-a întâmplat cu adevărat. Abia după aceea se pune întrebarea cum trebuie judecat acest fapt. Este o contravenție? A fost un fapt culpabil, dar mai întâi se stabilește clar care este adevărul, ce s-a petrecut. Acest lucru se numește ascultarea celelalte părți. Astăzi se folosește expresia drept la ascultare juridică. Asta înseamnă orice cetățean are dreptul la ascultare juridică, așadar la ascultare în fața tribunalului, precum și în fața altor instituții oficiale, unde să-și poată exprima punctul său de vedere. Iar pentru aceasta nu este suficient ca judecătorul să stea să asculte, iar în sine să gândească că așa știu cum va fi sentința și cum va trebui să sune, dar să-l lăsăm să vorbească. Din păcate, am trăit aceasta de repetate ori în practică și am observat că judecătorii, într-adevăr, spun ce mai vreți, doar vă dăm ascultare juridică, doar vă lăsăm să vorbiți. Însă, prin hotărârile care se iau după aceea, prin sentințele lor, este foarte evident
nici n-au luat seama de faptul că persoana ar putea să fi spus adevărul, orică ar putea avea dreptate. Doar aceasta este un factor important în ascultarea juridică, ca judecătorul să ia seama că acea persoană ar putea să aibă dreptate. Acest lucru l-am experimentat deseori, că nu este așa. Predomină atitudinea, n-are dreptate, deoarece exact așa nu există, sau mai degrabă nu este permis să existe. Astfel, nu se preocupă nimeni cu aceste lucruri care sunt prezentate. O astfel de atitudine a unui judecător este numită parțialitate. El nu este imparțial. Asta înseamnă, deci, că are păreri preconcepute, nu este obiectiv, nu este neutru. Altfel spus, ia în considerare opinii străine de cauză. Aceasta este un motiv de a respinge un judecător. Orice acuzat poate respinge judecătorul pe baza acestei motivații. Eu am făcut-o de multe ori, atât ca avocat apărător, cât și în chestiuni personale. Însă nu a fost acceptată niciodată o astfel de respingere în toate procesele de negare de Holocaust pe care eu însumi le-am trăit și pe care le-am urmărit. Nu a fost acceptată nicio respingere. Judecătorii au rămas aceiași. Tema importantă despre care este vorba aici, una dintre teme, este libertatea de opinie. Se aude pretutindeni pe oamenii care susțin o anumită opinie, își atrag multă supărare. Aceasta nu este așa doar în domeniul politic. Cunoașteți, desigur, destule alte domenii. Nu trebuie să mai intru în detalii. Doar un exemplu aici, tema vaccinărilor. Există medici cărora li s-a ridicat dreptul de a-și exercita meseria fiindcă au avertizat despre pericolul vaccinărilor. Acesta este doar unul din exemple, totodată doar dintr-unul din cele mai multe domenii ale medicinei. Doar unul din multele domenii în care se petrec astfel de lucruri. De exemplu, jurnaliștii care și-au format o opinie diferită despre întâmplările, de exemplu, din 11 septembrie 2001, sunt considerați intolerabili dacă raportează despre asta. Își atrag, de asemenea, multă supărare. Ei nu sunt urmăriți penal, dar sunt pedepsiți în domeniul profesional. Aceste două exemple sunt suficiente pentru a demonstra că libertatea opiniei în realitate nu este așa cum se susține și se laudă tot mereu. Acum, direct la chestiunea despre interdicția dovezilor și interdicția justificării în chestia negării Holocaustului. Aici ar putea spune foarte, foarte multe. Sigur, nu mi-ajunge ora care îmi stă la dispoziție. Sarcina principală este de a scurta aspectele pentru care nu este suficient timp. Dar unele puncte consider absolut necesar să le numesc. Mai întâi trebuie constatat aici că nu este respectat ordinul în legătură cu siguranța dreptului penal. Respectiv, siguranța acestui drept este rănită cu adevărat. Aceasta înseamnă că orice persoană acuzată trebuie să știe ce anume, de fapt, a greșit și cum ar fi fost corect. Dacă cineva ia o bicicletă care nu îi aparține, cei mai mulți cunosc că asta este un furt, nu este permis. Pentru asta nu e nevoie de multe explicații. Dacă este vorba de calomnie, deci dacă cineva spune despre altă persoană ceva negativ, ceva defăimător, atunci contează
dacă ceea ce a spus este adevărat sau este fals. Și dacă este adevărat ceea ce a spus, atunci nu este calomnie. Este permis teoretic să spui adevărul. La procesele de negare a Holocaustului, lucrurile stau altfel. Prima problemă care se ivește este aceea că Holocaustul nu este definit. În acest aspect, deci, constă problema de lipsa preciziei în dreptul penal. Nu există o definiție obligatorie nicăieri. Am să revin mai târziu la ceea ce vreau să spun. Așadar, la ceea ce a trebuit definitiv spus ca să fie obligatoriu definit. Mai întâi, voi intra în formulările care se găsesc în diferitele prescripții existente. În primul rând, în prescripția din Republica Germană, articolul 130, alineatul 3, codul penal. În acest paragraf 130, alineatul 3, după care se pedepsesc cu amendă sau cu închisoare până la 5 ani, după caz, așa zișii tăgăduitori de Holocaust. Aici nu e vorba deloc de Holocaust. Așadar, chestiunea aceasta nu este definită în lege. Se fac indicații spre paragraful 6, alineatul 1 din codul penal al popoarelor. De acolo se găsește o definiție despre genocid. Așadar, cine tăgăduiește că s-a petrecut un astfel de genocid, este apoi condamnat. Diferite alte supoziții mai sunt cele revendicate, precum deranjarea ordinei publice, de exemplu. Dar acum vreau să ajung la următorul lucru esențial, definiția de genocid din paragraful 6 al codului penal al popoarelor. Ea cuprinde mai multe propoziții, nu le redau pe toate acum, dar important este un punct acolo care zice se numește genocid atunci când un membru dintr-un grup etnic sau religios sau de alt tip este ucis cu intenția de a distruge grupa aceea parțial sau în totalitate. Deci, membrul unui grup religios este ucis și făptașul a făcut-o cu intenția de a distruge întreaga grupă sau doar o parte din ea. Astfel este genocidul definit în acest paragraf 6. Dacă acum facem corelația între ele, articolul, paragraful 130, alineatul 3, cu negarea unui fapt și în paragraful 6 în care se definește acest fapt, atunci după definiția aceasta, poate fi pedepsită o persoană care tăgăduiește un fapt, trebuie amintit și faptul că s-a petrecut sub stăpânirea național-socialismului, deci după paragraful 130, alineatul 3, se poate pedepsi o persoană care tăgăduiește că sub stăpânirea socialismului național a fost ucis un evreu de către cineva cu intenția de a distruge evreimea ca atare, fiind un grup etnic sau religios. Ceea ce nu presupune însă, de exemplu, că guvernul Imperiului German a vrut asta, că a dat acest ordin, sau măcar că ar fi știut că astfel de lucruri au loc. Toate aceste aspecte nu sunt importante aici și nici nu este esențial că în acest context dacă evreu a fost ucis de către un german. În aceste prescripții nu stă nimic scris despre acest lucru. Deci nu se poate vorbi despre o precizie a codului penal numai din această cauză. Deoarece definiția aceasta de genocid, după părerea mea, e foarte inexactă, respectiv se poate da o astfel de definiție despre genocid, însă tăgăduirea acestuia, desigur, mai este încă un alt aspect.
Se nasc apoi întrebările, este oare aceasta o tăgăduire a Holocaustului când se neagă că a fost unul singur ucis, ori când se neagă faptul că au fost uciși 6 milioane? Deja aici este o inexactitate. În Republica Federală Austria există de asemenea un paragraf similar. Nici aici Holocaustul nu este precizat ca atare. Nu devine limpede la ce anume se referă. Acum expun cum ar trebui el de fapt să fie precizat cu claritate. În mod normal este astfel. Când se întâmplă o crimă, atunci trebuie constatat în sentință unde a avut loc omorul. E sigur, asta o fac în prealabil poliția și procuratura și apoi unul intează la tribunal, iar după ce a fost dovedit corespunzător în sentința ce urmează, judecătorul trebuie să constate. S-a întâmplat un omor în cutare zi și în cutare loc, cu armă cutare, și făptarul a fost cutare și acest fapt este dovedit prin. De exemplu, s-a arătat fără echivoc că această armă a fost arma cu care s-a înfăptuit crima, că amprentele făptașului sunt pe ea, amprentele acuzatului. Poate s-au mai constatat la făptaș și urme de la împușcături. Am dat aici câteva exemple. Aceste lucruri trebuie constatate într-o sentință. Și dacă ar fi vorba despre negarea unei astfel de crime, o negare culpabilă, atunci, desigur, ar trebui să fi fost constatată fapta la care se referă, adică omorul ca atare. Căci altfel nu se cunoaște ce anume a tăgăduit de fapt acum. Și tocmai asta este neclar ce anume de fapt a tăgăduit, deoarece aceasta nu a fost deloc obligatoriu definit. Ar trebui, adică, să existe măcar o sentință împotriva unui tăgăduitor de Holocaust, în care anume să fi fost constatată fapta la care se referă, deci Holocaustul ca atare, în toate detaliile necesare. Eu nu cunosc o astfel de sentință. Lipsesc constatările despre locul omorului, metodele de omorâre, numărul morților, perioadele de timp, făptașii, morții sau urmele de crimă. Lipsesc constatările despre mărturiile martorilor, nu sunt documente sau alte mijloace doveditoare. Lipsesc constatările asupra faptului dacă s-a prezentat sub dominația național-socialismului vreo intenție de a ucide evreimea în totalitate sau parțial. Nu există nicio constatare despre vreo prezentare de planuri, decizii sau ordine corespunzătoare. Despre aceste lucruri nu sunt constatări în sentințele împotriva tăgăduitorilor de Holocaust. Și nici măcar, și acesta este un punct esențial, nici măcar cu indicații despre alte sentințe. Este mai convenabil să faci indicații spre altă sentință în care toate aceste lucruri sunt scrise amănunțiți. Nici așa nu există. Și atunci suntem exact în mijlocul problemei. Atâta timp cât tribunalul nu stabilește obligatoriu locurile faptelor unde s-ar fi întâmplat o ucidere în masă, atâta timp cât tribunalul nu aduce niciun singur mijloc de dovadă, nu se poate face o constatare consecventă că s-ar fi întâmplat un genocid. Și la fel nu este posibil într-un mod consecvent o condamnare pentru negarea faptei referitoare. Dacă fapta referitoare într-adevăr nu s-a constatat de către tribunal, atunci nici negarea nu se poate constata în mod consecvent. Acum s-ar putea spune ușor, dar bine, doar există sentințele despre procesele din Nürnberg.
În ele probabil stă scris totul detaliat. Dar nu este așa. Vă citesc din sentința hotărătoare Nürnberger Urteil. În acel loc care vorbește despre camerele de gazare. Acolo se spune, citat, sentința procesului din Nürnberg. În multe lagăre de concentrare pentru distrugerea în masă a deținuților s-au instalat camere de gazare cu cuptoare pentru arderea morților. Dintre acestea s-au folosit, într-adevăr, unele pentru exterminarea iudeilor ca parte din soluția finală a problemei iudaice. Majoritatea deținuților neiudaici au fost puși la muncă fizică, deși condițiile sub care ei trebuiau să muncească aproape că au egalat munca fizică cu moartea. Acei deținuți care s-au îmbolnăvit și nu mai erau capabili de muncă au fost omorâți în camerele de gazare sau transferați în spitale speciale, unde au suferit tratamente medicale neadecvate și unde au căpătat probabil mâncare mai proastă decât deținuții care munceau fizic și erau expuși morți. Închei citatul. Atât putem afla din procesul de la Nürnberg, din sentința despre camerele de gazare. Aceasta este foarte general. Se zice în unele lagăre de concentrare. Nu este numit niciun loc anume în care să fie existat camerele de gaze. Aceasta înseamnă pentru un avocat al apărării prea puțină posibilitate de estimare într-un asemenea caz. Important este în acest context că în procesele de la Nürnberg au fost anulate normele de prezentare a dovezilor. Poate că nu chiar toate, dar cele esențiale. În statutele londoneze, care sunt articole stabilite special pentru acel tribunal militar, scrie în articolul 19. Curtea tribunalului nu este legată de normele prezentării de dovezi. Această propoziție trebuie să o guști mai întâi. Și se adeverește în prealabil unei curți juridice, curții tribunalului militar, că nu este legată de norme pentru dovezi. În articolul 20 scrie, curtea juridică să nu ceară dovezi despre fapte cunoscute în general, ci doar să le ia la cunoștință din oficiu. Aceasta este interesant, nu-i așa? Să nu ceară dovezi despre fapte în general cunoscute. Dar se pune întrebarea. Care este într-adevăr un fapt în general cunoscut? Este sarcina tribunalului de a constata faptele și nu de a porni în prealabil de la fapte. Cum se poate întâmpla să se ajungă până aici? Devine mai clar dacă se citește ceea ce a exclamat Robert Jackson, șeful acuzației din SUA. Această exclamație este scrisă în procesele din Nürnberg, volumul 19, pagina 440. El a spus că tribunalul din Nürnberg, fiind curtea tribunalului militar, reprezintă o continuare a națiunilor aliate în efortul lor de războire. Oarei trebuie unei, deci, încă o dată, o continuare a națiunilor aliate în efortul lor de războire. Oarei trebuie unei națiuni care duce război vreo dovadă dacă vrea să găsească vina adversarului? Mai doresc să vă citesc dintr-o altă sentință, un text scurt, unde am și putea crede, poate, că aici s-au stabilit detalii în mod obligatoriu.
Este vorba despre așa zisul proces Auschwitz din Frankfurt. Acolo se zice în sentință, au lipsit tribunalului aproape toate posibilitățile de cunoștințe care stau în mod normal la dispoziție într-un proces de crimă, reconstruirea unei imagini fidele în legătură cu decursul adevărat în momentul crimei. Au lipsit trupurile victimelor, protocoluri de obducție, avize de expertize ale specialiștilor despre cauza și ora morții, au lipsit urmele făptașilor, armele, etc. O verificare a mărturiilor depuse de martori a fost posibilă numai în cele mai rare cazuri. Iar în alt loc e scris, astfel, tribunalul depindea aproape în mod exclusiv de mărturiile martorilor în lămurirea crimelor comise de către acuzați. În alt loc, respectiv cu întreruperi, în plus trebuie adăugat că abia au existat martori care au trăit ca observatori neutri aceste întâmplări din lagărul Auschwitz. Așadar, din această sentință se poate trage concluzia, adică nici nu trebuie să tragem concluzia, ci doar să vedem ce scrie acolo. Tribunalul depindea aproape în mod exclusiv de mărturiile martorilor în lămurirea crimelor comise de către acuzați. Atât deocamdată despre situația inițială a unui asemenea proces de tăgăduire a Holocaustului. Despre situația finală, tot atât. Nu se schimbă nimic prin faptul că atât ca acuzator, cât și ca acuzat, nu cunoști mai nimic despre ce este de fapt anumit, acum stabilit obligativ. Căci în sentință nu scrie, nici în cele vechi, nici în cele noi, nu stă scris ceva. Multe lucruri poți asculta în media sau poți citi în cărți, dar dorești să le auzi de la tribunal. Vrei așadar să le afli în mod obligativ. Vrei să cunoști într-adevăr cum stau lucrurile. Nu vrei doar simplu să tăgăduiești ceva ce a fost dovedit, ci vrei să cunoști ceea ce a fost. Oficial nu o poți afla, ăsta e punctul. Ești acuzat de un lucru și condamnat fără să se lămurească care este reproșul. Adică ce anume ar fi trebuit să spui, concret. Am să revin. Am să revin mai târziu cu amănunte, cum decurg lucrurile în proces, când un acuzat dorește să afle ceea ce i s-ar fi permis să spună. Nu capătă niciun răspuns. Explic asta îndeaproape mai târziu. Acum voi insera ceea ce au exprimat foarte concludent 34 de istorici francezi. Ei au dat o declarație în anul 1979. Acești 34 de istorici francezi, trebuie să știm, sunt autorii scrierilor istorice despre Holocaust. Aduse contraargumente împotriva existenței camerelor de cazare de către profesorul Robert Horison, acesta fiind un așa zis revizionist. Acești 34 de istorici francezi au explicat în legătură cu contraargumentele profesorului Horison în anul 1979 următoarele. Citat. Nu este voie să se întrebe, cum a fost posibil, din punct de vedere tehnic, un astfel de genocid. El a fost posibil, deoarece a avut loc. Acesta este punctul obligatoriu de pornire. Punctul de pornire al oricărei cercetări istorice pe această temă. Acest adevăr vrem să-l amintim. Nu există vreo dezbatere despre existența camerelor de gazare
ci nu este voie să existe vreuna. Am încheiat citatul. Și aceasta aparține de punctul de pornire. Așa se comportă, de fapt, judecătorii și procurorii, mulți alți juriști și alte persoane. Dar dau clar de înțeles prin comportamentul lor că nu este voie să se întrebe. Aceasta a avut urmări masive. Eu nu sunt în niciun caz prima avocată care a fost pedepsită din cauza tăgăduirii Holocaustului. Să nu credeți cumva aceasta. Eu sunt probabil prima avocată care a fost pedepsită din cauza tăgăduirii Holocaustului. Eu sunt prima care a ajuns în închisoare pentru asta. Dar de mulți ani sunt acuzați mulți avocați de tăgăduirea Holocaustului pentru că au depus cereri pentru dovezi despre situațiile Holocaustului. Iau o cerere de dovezi, bineînțeles, altfel nu este o cerere, trebuie astfel formulată încât o situație să fie descrisă ca fapt. Dacă nu se face așa, cererea va fi respinsă, pentru că se spune aceasta nici nu este o cerere de dovezi. Aceasta înseamnă trebuie să susții un lucru care dorești să fie dovedit, altfel, cererea va fi respinsă din motive formale. Dar dacă acum, ca apărător al unei persoane ce neagă Holocaustului, depui cerere și spui asta și asta, așa a fost cu adevărat și există diverse expertize sau evaluări prin care s-a dovedit, a se stabili de către tribunal aceasta, de exemplu, prin a se consulta un expert. Astfel, atunci se va respinge cererea și pe deasupra apărătorul va fi acuzat de tăgăduirea Holocaustului și condamnat. Numai că aceste lucruri nu sunt așa cunoscute, deoarece majoritatea avocaților nu face prea mare senzație din asta. Ei primesc o amendă pe care o plătesc, după care spun sau gândesc că așa nu mai fac niciodată. Eu am gândit, de ce să rămână astfel de lucruri necunoscute? Acest stil de a se comporta față de acuzați, acest stil de a trata dreptul și a pedepsi apărătorii pentru exersarea normală a meseriei lor. Am găsit că este important ca populația să poată afla acestea. Există mulți, mulți oameni, nu numai avocați, ci și oameni de știință de diferite genuri care au fost pedepsiți din cauza tăgăduirii Holocaustului. Nu voi numi acum mulți, care ar fi fără limită, ar fi cu adevărat fără limită, să numesc mulțimea persoanelor, oamenilor de știință și altor persoane care au fost condamnate la amendă sau pedeapsă cu închisoarea. Vreau să numesc doar câțiva, de exemplu, German Rudolf. Și la el se arată procedura. El este chimist și a făcut diverse constatări. Nu este aici locul de a detalia aceste constatări. În orice caz, a scris cărți despre acestea și anume cărți cu adevărat științifice, din cauza cărora a fost condamnat de două ori la pedeapsă privativă de libertate. Într-unul dintre cazuri am fost eu însă apărătoarea sa. Cărțile se distrug după aceea. Se interzic, ajung pe lista cărților interzise index și sunt de-a dreptul distruse. Deci toate cărțile pe care autoritățile le găsesc sunt arse. Sunt mase de cărți care au fost arse din aceste motive. Între altele, multe scrise de German Rudolf. Și trebuie explicat de ce se face aceasta. De ce cu un chimist care s-a preocupat foarte serios de o temă, de ce nu se discută măcar ce are respectivul de spus?
das nicht diskutiert. Nu se discută. Was er sagt. Weil es wird ja nicht diskutiert. Nu se discută deschis. Dacă se dă mai departe ceea ce spune el, trebuie să aștepte, să se aștepte o pedeapsă cu închisoarea. Aceasta înseamnă discuția este împiedicată. Cum se explică aceasta într-o structură care se declară ca fiind liberă? Da, este foarte simplu. Se spune pur și simplu, acesta este un pseudo-savant. Așa de ușor e asta. Ah, v-aș putea povesti atâtea. Se citește apoi în sentință, aici este vorba despre un pseudo-savant care neagă Holocaustul. Aceasta am auzit deja astăzi, lozinca bad science. Am auzit-o într-un alt context, dar modelul este mereu același. Când un acuzat stă în fața tribunalului și expune cum s-a făcut că nu crede în Holocaust, să aibă dubii privitoare la Holocaust, să pună Holocaustul sub semnul întrebării, există diverse gradații. Deci, când respectivul prezintă aspectele sale, aceasta am trăit-o și eu ca apărătoare, din cauza acestor afirmații, în fața tribunalului este acuzat și condamnat încă o dată de tăgăduirea Holocaustului. Deoarece el a contrazis din nou în public în fața tribunalului Holocaustul. Aceasta este atunci interdicția de apărare. Nu numai pentru apărător de pedeapsă, nici acuzatul însuși nu are voie să se apere, nu are voie să facă o temă din motivele pentru care neagă Holocaustul și ce situații îl aduc la aceasta. Deci nu avem numai o interdicție de dovezi, ci într-adevăr o interdicție de apărare. Citez o propoziție din sentința de pedeapsă împotriva mea din partea tribunalului de primă instanță din Mannheim. Acolo se spune, nu este nevoie să susțin eu asta, căci este trecut chiar în sentință. Camera s-a văzut nevoită să limiteze din ce în ce mai mult aproape toate drepturile de apărare ale acuzatei. Astfel se spune mai departe, printre altele, deci e vorba ce drepturi de apărare au fost limitate, a se exprima referitor la lucrul respectiv și a pune întrebări martorilor, mi s-a luat în fond cuvântul. Eu nu am mai avut voie de atunci să mă exprim și am mai putut pune doar, cred, 10 întrebări. Apoi, nu i-au plăcut instanței întrebările pe care le-am pus și apoi mi s-a interzis să pun alte întrebări. Acesta este acum numai un exemplu. Ce se mai face adesea este faptul că se recurge la un paragraf relativ nou, paragraful 257A al Ordinii Proceselor Penale din RFG. Acesta a fost introdus în anii 90 în contextul unei înăspriri a paragrafului 130, deci a negării Holocaustului. Acest paragraf 257A al Ordinii Proceselor Penale îi dă judecătorului posibilitatea de a pretinde de la acuzat sau de la apărător să nu se mai exprime în fața instanței decât în scris.
sich sozusagen nur noch schriftlich zu äußern vor Gericht. Cererile și opiniile să fie prezentate numai în formă scrisă, fără a fi date citirii în prealabil. Acesta este de fapt desfășurarea normală, a se expune verbal. Este chiar unul dintre principiile esențiale ale dreptului penal german, al procesului penal german. Principiul oralității, că totul trebuie transmis verbal în fața tribunalului. Există diverse motive foarte plauzibile de ce trebuie să fie așa, dar acest principiu a fost scos în anii 1990. Nu se vrea în mod vizibil ca anumite lucruri să fie auzite și când judecătorul are impresia că este timpul, pretinde, de exemplu, apărătorului să prezinte cererile numai în scris. Exact așa a fost în procesul împotriva lui Ernst Zündel. În multe procese a fost altfel. Altă dată am putut spune tot ce am vrut. Acuzatul a fost cu toate acestea condamnat. Dar oricum, eu am putut să spun tot ce am vrut. În timp, în procesul Zündel și în alte procese a fost impusă această interdicție de vorbire în exprimare orală, deci se permite numai exprimarea în scris. Ceea ce înseamnă, bineînțeles, că ascultătorii nu iau la cunoștință ce vrea apărătorul să prezinte. Deci numai judecătorii percep ceea ce dorește apărătorul, iar ascultătorii nu. Aceasta înseamnă că publicul este eliminat. În acest context, doresc să descriu pe cât posibil scurt cum au decurs lucrurile în cazul procesului împotriva lui Ernst Zündel. Aceasta a fost cam confuz ceva mai înainte, de aceea doresc să clarific. Nu e de mirare că este ceva ca complicat. A fost într-adevăr așa că s-a dat această interdicție de vorbire și nu numai mie, și altor doi apărători. Au fost de altfel 6 apărători. 4 dintre ei i-a ales Ernst Zündel însuși, pe aceea a vrut el să-i aibă, iar 2 i-au fost desemnați ca apărători obligatorii de către instanță. De ce s-a procedat așa, s-a văzut după aceea clar. Au vrut să aibă avocații în rezervă în cazul că îi vor înlătura pe toți ceilalți. Deoarece dacă există un singur apărător și acesta pică, procesul ar trebui reluat de la capăt. Se dorește astfel pe cât posibil să se evite reînceperea procesului. Deci mie și altor doi apărători opționali ni s-a cerut să nu ne mai exprimăm decât în scris. Eu am fost de părerea, pe care o am în continuare, este sarcina apărătorului să apere interesele mandantului și să sublinieze cu claritate dacă el consideră că etaloanele de drept care se pot aștepta de la o dezbatere judecătorească nu sunt respectate sau sunt chiar încălcate. Mie mi s-a reproșat că m-am abătut de la datoria mea de apărător. Tribunalele m-au exclus din această cauză din avocatură. Dar eu am o părere contrară. Este chiar sarcina apărătorului, tocmai în astfel de situații delicate, să atragă atenția. Op, aici conștiința nu mai permite de acum să tac. Aici are loc nedreptate. Dacă m-aș fi supus în fața acestei interdicții de vorbire și aș fi depus cererile numai în scris, aceasta ar fi trezit impresia că eu consider tot ceea ce se întâmplă ca fiind legal. Și pentru aceasta nu am putut să răspund. Iar și faptul că nu m-am putut exprima verbal a fost deja o violare de drept, despre celelalte nici nu vreau să vorbesc acum. De aceea am vorbit în continuare și am și expus de ce o fac. Aceste lucruri
l-am expus în totalitate. Am ceea ce v-am spus dumneavoastră aici, am spus-o și acolo. De ce nu mă supun acestui articol 257a, acestei interdicții de vorbire, acestei violări a principiului oralității? Aceasta am expus-o în fața instanței la Tribunalul Regional Mannheim. Într-un asemenea caz, ca în atare procese dificile, este util să se înainteze totdeauna cererile și în scris, mai întâi oral și apoi să fie predate. Aceasta înseamnă că este totul documentat prin acte. Am documentat acest exact de ce nu mă supun acestei interdicții de comunicare verbală, deoarece o consider ilegală. Aceasta a fost acum versiunea pe scurt a argumentării mele. Și apoi lucrurile au decurs în felul următor. Chiar am citit totuși cu voce tare una din petiții, cel puțin începusem să o citesc. Așa ceva nu mai mi-era permis deloc. Doar ar fi trebuit simplu să le predau. Totuși am citit una din ele, apoi judecătorul Meinertshagen mi-a retras cuvântul, iar eu am vorbit totuși mai departe din motivele deja explicate și astfel s-a format un du-te vino. Asta a fost reprezentat în parte destul de bine în ziarul Frankfurt Allgemeine Zeitung la sfârșitul lui 2005 și începutul 2006. A fost deci un du-te vino mai îndelungat. În parte chiar au vorbit două persoane concomitent până ce mi s-a oprit apoi microfonul. Iar am avut atunci obrăznicia să vorbesc mai departe chiar fără microfon. Ceea ce este consemnat de asemenea în sentință. Trebuie să fie deosebit de nepotrivit a face așa ceva. Și până la urmă, după un îndelung du-te vino, a ajuns într-acolo că judecătorul Meinertshagen m-a oprit încă o dată. A anunțat că va acționa spre excluderea mea ca avocat al apărării în acest proces. Așadar, este incorrect că am fost arestată atunci. Asta s-a înfăptuit mai târziu. Atunci, Meinertshagen a propus excluderea mea și judecătoria supremă din Karlsruhe a hotărât asupra propunerii sale și s-a dat curs și m-au exclus din apărarea procesului. Însă hotărârea încă nu era valabilă de drept. Mai era posibil un recurs atunci, iar perioada pentru recurs încă nu era trecută când s-a afișat pentru procesul lui Ernst Kindl un nou termen la care nici măcar n-am mai fost citată. Zu dem ich schon gar nicht mehr geladen worden bin. Un coleg m-a informat despre noul termen, un coleg din apărare. Desigur, am fost prezentă, căci excluderea mea încă nu era valabilă. Die Beschwerdefrist war noch nicht mal abgelaufen. Încă nu trecuse perioada pentru recurs și nici vorba încă de vreo decizie banca asupra vreunui recurs. Așadar, m-am așezat pe banca de apărare. Atunci, judecătorul Meinertshagen mi-a cerut să părăsesc banca de apărare. Acum s-a format un și mai îndelung discurs încolo și încoace. Era vorba despre recursul meu, dacă el este cu sau fără efect de amânare. Dacă este cu efect de amânare, mai am dreptul să rămân acolo. Dacă recursul este fără efect de amânare, nu mai am niciun drept să stau acolo. Acum se poate calcula desigur cine a prezentat o părere pro și cine contra. Însă punctul decisiv este acesta, judecătorul deține puterea și desigur a prezentat părerea că recursul este fără efect de amânare. Ca atare, ar trebui să părăsesc acel loc. I-am răspuns că au trecut timpurile când poporul german se lasă oprimat.
Atunci a dat ordin polițiștilor să mă îndepărteze din sală. So hat angeordnet mich aus dem Saal zu entfernen. S-au apropiat niște funcționare polițiste și m-au invitat să părăsesc sala. Atunci am răspuns. Haben mich eben aufgefordert den Saal zu verlassen, dann trebuie să mă purtați pe sus. Sie werden mich tragen müssen. În definitiv, a decurs totul foarte civilizat. Mass media a făcut din asta un spectacol imens, că m-aș fi purtat cine știe cum. Aceasta nu este deloc corect. Totul a decurs, de fapt, foarte liniștit. Am spus doar funcționarilor, va trebui să mă purtați pe sus. Și asta, apoi au și făcut-o. Iar eu am strigat atunci, în timp ce a fost transportat afară, astfel, poporul german se ridică. Astfel s-au petrecut lucrurile. De altfel, procesul împotriva lui Ernst Zündel a mai durat apoi încă 10 luni. Este un detaliu important și acesta, mi se reproșase că aș dori să întârzi procesul. Nu mai amintesc acum cât timp m-am aflat în apărare, câteva săptămâni sau două luni, mi s-a reproșat încercarea de întârziere a procesului prin cererile propuse. Iar procesul a mai durat încă 10 luni după excluderea mea forțată. Așadar, intenția de a finaliza rapid procesul, evident, s-a spulberat foarte repede după excluderea mea. În orice caz, Ernst Zündel a fost apoi pedepsit cu închisoare de 5 ani. El este între timp din nou liber. În primăvara anului 2010 a ieșit din închisoare. În total a fost închis 7 ani, 2 ani în Statele Unite, care nu au fost luați în considerare, și 5 ani de condamnare aici. Așadar, fără întrerupere, a stat 7 ani în închisoare. Desigur, mi-a fost făcut apoi și mie procesul, doar este cunoscut la judecătoria de stat din Mannheim. Acolo am fost în prima instanță condamnată la închisoare de 3 ani și jumătate pentru tăgăduirea Holocaustului, pentru că am calomniat statul, adică am calomniat RFG-ul, astfel este denumit paragraful calomnierea statului și mi s-a reproșat că aș fi calomniat RFG-ul prin aceea că am declarat că Germania se află din 1945 sub ocupația străină a celor care au câștigat războiul. Am mai fost condamnată apoi și pentru că aș fi încercat zădărnicirea pedepsei. Deci trebuie analizat ceea ce mi s-a reproșat aici. Am încercat contracararea pedepsei penale. Așa scrie în sentință. Am înaintat cereri cu intenția de a pune la îndoială Holocaustul. Și pentru că astfel de cereri, evident că nu pot avea niciun succes, sigur că le-am propus numai cu intenția de a tergiversa procesul. O logică extraordinară, nu-i așa? Deci dacă sunt propuse cereri pe care tribunalul le consideră în prealabil a fi inutile, și se reproșează tărăgânarea procesului. Am mai fost, practic, condamnată pentru constrângere, fiindcă am constrâns pe judecător prin cererile mele și cu atitudinea mea, impunându-mi părerile. O altă condamnare pentru încercare de constrângere a fost apoi anulată în cadrul reviziunii de către Curtea Tribunalului Federal. În prima instanță fusese condamnată pentru constrângere,
fiindcă aș fi amenințat pe judecător printr-o cerere. A fost o cerere pentru lămurirea judecătorilor laici asupra situației legale. Deoarece, bineînțeles, un judecător laic nu poate să cunoască această poziție de drept internațional a Germaniei. Eventual, ei devin pasibili de pedeapsă dacă ei condamnă la închisoare pe un acuzat din motive politice, fără vreo justificare legală existentă pentru aceasta. Așa ceva este cel puțin o încălcare a legii. Dările acestea de lucruri le-am relatat relativ explicit în acea cerere. Atât judecătorii profesionali, cât și cei laici, vor trebui eventual să dea răspundere într-o bună zi în fața unui tribunal suprem. Vor einem Reichsgericht werden verantworten müssen, wenn sie hier jetzt Ernst Zündel zu Unrecht verurteilen. Aceasta fusese înțeles întâi ca o amenințare, fusese condamnată pentru încercare de constrângere. Dar asta s-a anulat apoi din lipsă de amenințare. Așadar, prin excepție, starea de lucruri a fost judecată aici realmente legal și anume, nu fusese de fapt nicio amenințare. La fel am și argumentat, apoi tot mereu, n-a fost o amenințare, ci o lămurire, o atenționare și aceasta nu este pasibil de pedeapsă. Dar în, aceasta nu este amenințare, dar în mass media este vorba acum ca și mai înainte, tot mereu, și în internet despre condamnarea mea pentru că i-aș fi amenințat pe judecător. Una, desigur, mult mai bine decât dacă se spune că m-au condamnat pentru că am adus cereri care pun la îndoială Holocaustul. Da, și am mai fost firește condamnată și pentru instigarea maselor, fiindcă, dacă se pune la îndoială Holocaustul, sunt ofensate concomitent prin aceasta și victimele. De aceasta este instigare de masă. Asta este logica. Dacă dumneavoastră nu înțelegeți asta, nu vă pot ajuta. Atunci aveți destul de bună conștiință de drept. Prin reviziune s-a ajuns apoi la o reducere de 3 luni. În final am fost în închisoare timp de 3 ani și 3 luni. Iar pentru 5 ani mi s-a rânduit interzicerea profesiei, ceea ce nu mai contează în prezent, deoarece am fost exclus între timp din baroul avocaților. Acum trebuie să aleg ce mai spun în minutele ce mi-au mai rămas. Unul din punctele importante este chiar vrem să știm ce anume recunosc tribunalele ca fiind adevărat. Vrem doar să cunoaștem ce s-a întâmplat cu adevărat? Mereu am propus cererea pentru dezbaterea bazei din care reiese Holocaustul. Deci lucrurile stau astfel și asta este acum puțin mai complex. Când depui o cerere pentru prezentarea de probe, declarând o stare de lucru care pune la îndoială Holocaustul, atunci o asemenea cerere este respinsă prin motivația că Holocaustul este notoriu. Este în fond un procedeu foarte firesc, că nu trebuie să se prezinte probe despre un fapt arhicunoscut. Căci este într-adevăr util atunci. Pentru un fapt firesc nu mai e necesară vreo dovadă în plus. Exemplu clasic pentru aceasta este exemplul de școală. Este notoriul că ploaia cade de sus în jos și nu de jos în sus. Și dacă aceasta ar fi tema în vreun proces juridic, atunci cererea apărătorului ar putea fi respinsă prin motivația
da, dar este un lucru cunoscut să cadă, notoriu să cadă ploaia de sus în jos. Despre acest fapt nu trebuie prezentate probe. Deci, în asemenea cazuri, asta ar fi firesc. Cu toate că s-ar putea să fie posibil și cazul când ploaia a venit dintr-o parte, probabil dirijată de vânt. Atunci, totuși ar trebui dovedit cum a fost în fond în ziua aceea. Bătea vântul atunci sau nu? Astea sunt niște detalii acum despre notorietate. Notoriu înseamnă că un lucru este simplu recepționabil oricând de către orice laic, adică citind despre el în enciclopedie, în cărți. Aceasta mai prevede însă și vreau să vă fac cunoscută definiția exactă, deci este destul de important ce anume se înțelege prin notoriu. Am citatul dintr-o carte despre als offenkundig, das ist aus einem Buch über Beweisantrag. Am citatul dintr-o carte despre cererea prezentării probelor în procesul penal, o carte de specialitate pentru avocați. Sunt considerate ca notorii acele fapte istorice care pe baza cercetărilor istorice sunt considerate în general drept dovedite și de aceea orice om fără să aibă cunoștințe speciale le poate căuta în cărți istorice, enciclopedice și alte asemenea cărți consultative. Asta este un aspect. Mai este încă foarte important aici, în aceeași carte, în altă parte, condiția pentru supoziția notorietății unui fapt este incontestabilitatea faptului respectiv. Așadar, numai un fapt necontestat poate fi și notoriu. Deci trebuie să existe în știință o părere unică. Astfel se poate explica de ce unii oameni de știință sunt declarați pseudoștiințifici, căci atunci spusele lor pot fi ignorate și notoritatea nu este tulburată. Dacă însă este controversată corectitudinea unui fapt din scrierea istorică, aceasta nu se aduce la cunoștință, nici faptul că au fost scrise și răspândite multe despre el. Așadar, numai răspândirea nu exprimă încă nimic despre notorietate. Cererile pentru prezentarea de probe, dacă măcar mai sunt propuse, sunt respinse permanent prin motivația că sunt inutile, fiindcă Holocaustul este notoriu. Eu am propus așadar tot mereu în procese, în toate procesele, cererea pentru dezbaterea notorietății. Și aceasta a fost respinsă prin motivația că Holocaustul este arhicunoscut. Nu vă pot spune altceva, așa este. Dezbaterea este inutilă, deoarece Holocaustul este notoriu. Aceasta este motivația adusă pe scurt. Se merge în cerc. Adeseori, am citit și o motivație suplimentară, este considerat o violare de drept să depui o astfel de cerere. Mai ales în cazul meu a fost așa. Fiindcă aș intenționa ca tribunalul să ia în discuție acele teorii, teoriile revizioniste, așa mi s-a răspuns în scris. Dar tocmai pe acestea se bazează acuzația împotriva acuzatului. Deci este considerată o violare de drept dacă vrei ca tribunalul să analizeze pe ce bază a fost acuzat părâtul. Încă ar mai fi multe de spus, dar doresc acum să scurtez pe cât posibil. Tribunalul Avocaților din Bayern, Bavaria, avea să decidă în recurs dacă voi fi sau nu exclusă din baroul avocaților.
Am depus acolo o cerere referitoare la notorietate. Au fost respinse și acestea prin motivația că tribunalul n-ar avea dubii despre notorietatea Holocaustului, având în vedere materialul cunoscut lui, adică senatului, fiind general accesibil sub formă de scrieri, imagini și ton. Apoi am propus cererea de asemenea și avocatul meu apărător, amândoi am propus cererea asemănătoare, să ne fie comunicat pe ce fel de material își bazează Senatul convingerea despre notorietate. Aceste moțiuni au fost respinse cu motivația de notorietate a Holocaustului, respectiv a crimelor asupra evreilor de către național-socialiști. Deci nu mi s-a răspuns despre felul materialului care susține convingerea Senatului. Niciun răspuns, cu excepția unuia foarte vag, și anume, s-a dat o referință generală la, citat, ziare, radio și televiziune, compendii consultative, precum și manuale istorice. Închei citatul. Deci, cu alte cuvinte, dacă vrei să afli cauza pentru care ești condamnat, atunci trebuie să o cauți în ziare. Nu se prezintă nimic în hotărârile judecătorești, în sentințele penale, și trebuie citit separat în ziarul Bild. Deși aceasta, firește, nu este un punct neglijabil. Ziarele, oare ce scriu ele? Un istoric francez cu numele Jacques Benac a fost citat în ziarul Le Nouveau Quotidien de Lausanne, ziar elvețian din septembrie în 1996, el a spus următoarele. Pentru existența camerelor de gaze ale naziștilor, s-ar putea constata numai o lipsă de documente, urme și alte dovezi materiale. Deci se constată numai o lipsă de documente, urme și alte dovezi materiale. Această exprimare a unui istoric francez care este un reprezentant al scrierilor istorice despre Holocaust, această exprimare arată așadar că există o nevoie de dezbatere referitoare la notorietatea Holocaustului. O altă exprimare a unui istoric, Ernst Nolte, el a scris într-o carte, în cartea Der Causale Nexus, citat, mărturiile martorilor se bazează în cea mai mare măsură pe zvonuri și simple bănuieli. Relatările acelor puțini martori oculari în parte se contrazic reciproc și trezesc dubii cu privire la credibilitatea lor. Istoricul Hans Mommsen este citat în ziarul Süddeutsche Zeitung, Holocaustul n-ar fi rezultat din ordinul conducătorului. De asemenea, arată și această exprimare că aici este nevoie de o dezbatere referitoare la notorietate. Ultima expresie pe care vreau să le dau aici este din partea lui Fritjof Meyer. În revista Osteuropa, în articolul intitulat Numărul victimelor în Auschwitz, noi recunoașteri prin noi descoperiri de arhive, el a scris câte ceva despre locul crimelor. El este de altfel redactor la magazinul Spiegel, iar revista Amintit a fost tipărită în mai 2002. El spune ideea că genocidul nu ar fi fost loc în
nu ar fi avut loc în lagărul de concentrare, este vorba aici de Auschwitz, dar, citat, probabil în două case țărănești din afara lagărului. Zwei Bauernhäusern außerhalb des Lagers. Deci genocidul n-ar fi avut loc în lagărul de concentrare, ci probabil în două case țărănești din afara lagărului. Putem vedea și aici, există nevoia de dezbatere cu privire la notorietatea Holocaustului. Dar acum peste unele lucruri, dar important este ce atitudine ia Tribunalul Federal Constituțional față de aceasta, față de legea penală a negării Holocaustului. Deci ea reduce libertatea de exprimare a opiniei. Fiindcă ea interzice o anumită opinie, este o lege specială. O lege specială este ilegală din punct de vedere constituțional, căci se interzice o anumită opinie. Însăși, Tribunalul Federal Constituțional a constatat aceasta printr-o decizie relativ nouă din 2009, că aceasta este o lege specială. Este relativ nou, e un proces deja, că într-adevăr, e un progres deja, că într-adevăr, este denumită oficial drept o lege specială. Dar atunci ar trebui în fond să fie trasă concluzia că e declarată ilegală din punct de vedere constituțional și să fie anulată legea penală a negării Holocaustului. Doresc să vă informez cu ce fel de motivație totuși însă nu este abrogată. Este în continuare așadar justificată aceste legi speciale. Și anume, în decizia aceasta a Tribunalului Federal Constituțional din 2009, numită și decizia Wunsiedel, Tribunalul dă de înțeles că Republica Federală Germană ar avea dreptul excepțional să decreteze legi speciale ca în paragraful 130, adică efectiv să pedepsească o anumită opinie printr-o inclusivă interdicție de apărare și de dovezi, fiindcă, citat, Republica Federală Germană are o incomparabilă identitate istorică marcată ca imagine contrară cu cea a național-socialismului. Cu alte cuvinte, ea are dreptul, fiindcă ea este RFG-ul. Aceasta este o formulare foarte frumoasă, modalitate de exprimare arbitrară, un caz limpede de despotism. A doua motivație, nu chiar atât de limpede exprimată, dar care este scrisă în această decizie într-un alt loc, zice acolo, nu explicit spus, dar este vorba despre tocmai despre delicte incomparabile și de aici, desigur, ar trebui trasă concluzia că la un delict incomparabil, o cercetare a dovezilor este în mod excepțional inutilă și culpabilă. O cercetare a dovezilor este inutilă și culpabilă dacă este vorba despre un delict incomparabil. Are aceasta vreo logică pentru dumneavoastră? Așadar, până la urmă susțin acei doi stâlpi pasibilitatea de pedeapsă a negării Holocaustului, așa zisa motivare filozofică de dreapta ori juridică pentru a justifica culpabilitatea negării Holocaustului. Din cauza identității istorice astfel marcate a Republicii Federale Germană și fiindcă este vorba despre delicte incomparabile. De aceea nu mai trebuie dovedit nimic. Bine până aici. Reviziunile și plângerile în fața Tribunalului Constituțional sunt și ele respinse în mod regulat, ca fiind evident fără expunere de motive. Are ca efect secundar aceasta faptul că o asemenea decizie nu mai trebuie deloc argumentată. Când un lucru este vădit nemotivat, nu este motivare pentru el. Așa este foarte practic. Deci, nici aici nu se capătă vreun răspuns la întrebarea ce anume este permis acum, de exemplu, să fie exprimat.
Nu aflăm vreun răspuns. Am auzit-o doar cu urechile mele. Ce a spus domnul judecător Mainzer Hagen atunci la procesul împotriva lui Ernst Zünder? Dacă aș fi povestit-o eu însumi, probabil nu m-ar fi crezut nimeni. Dar scrie, desigur, aceasta nu este scris în protocol. Dar ziarul Tageszeitung din Berlin, prescultat Taz, și-a însușit meritul să raporteze despre aceasta, redând expresia judecătorului Meinertz Hagen. Citez ziarul Taz din 9 februarie 2007, unde s-a raportat despre procesul împotriva lui Ernst Zünder. Citez, la final, tribunalul a respins toate cererile, sub motivul lapidar, șocant pentru unii antifasciști din public, că ar fi absolut fără importanță dacă Holocaustul s-ar fi petrecut sau nu. Negarea acestuia stă sub pedeapsă în Germania și doar aceasta contează în fața tribunalului. Închei citatul din Taz. Spre încheiere, desigur, voi sări acum peste unele lucruri. La final, sau pentru a pregăti finalul, este vorba cum se poate schimba ceva. Și observ în multe locuri, citind în internet sau în ziare, mulți se distanțează de naziști. Există așadar oameni, de exemplu, care au pe deplin corelația lucrurilor ce se petrec aici și care totuși spun, da, da, eu nu sunt un nazist. Ei văd corelația și totuși se distanțează de ceilalți care sunt desemnați de asemenea drept naziști. Ei spun despre sine însuși, nu, nu-mi ziceți nazist, nu sunt un nazist, nu sunt unul dintre ei. Asta înseamnă, deci, ei sunt de părere că numai ei sunt pe nedrept numiți naziști răi. Ceilalți sunt denumiți pe drept naziști răi. Eu am pățit-o astfel. Am fost denumită nazistă pentru prima oară cu mulți ani în urmă, când am împărțit la un chioșc informații cu caracter opozițional despre experimentele cu animale. Atunci cu toții am fost denumiți naziști. Voi sunteți naziști. Hitler de asemenea a fost un vegetarian. Am început atunci pentru prima oară să mă întreb ce fel de oameni sunt naziștii de fapt. Căci imaginea mea de atunci despre naziști nu era în concordanță cu faptul că aș putea fi nazistă dacă mă angajez pentru protecția animalelor. A doua oară, când mi s-a spus nazist, a fost în legătură cu filozofia, când cineva se interesează de filozofia lui Platon și dacă vorbește despre Platon, deci Platon doar este privit ca premergătorul național-socialiștilor, ca premergător al lui Hitler, deci acel ce a pregătit calea, fiindcă, de exemplu, a fost un critic aspru al democrației. El a respins democrația ca formă de stat, a respins-o definitiv. Aceasta este în parte și unul din motivele pentru care mulți îl consideră pe Platon, da, deja aproape îndrăcit. Sau se afirmă simplu, am citit și asta, că el ar fi spus altceva despre democrație, ceva cu totul diferit, ceea ce nu este corect. Întreagă-ți fie spus și asta. Se încearcă și aici o schimbare a imaginii. Dacă Platon nu mai poate fi atacat, atunci măcar se spune că ar fi zis altceva, de ce aceasta s-a scris fără echivoc în cartea sa Statul. Nu se poate nega faptul că el a fost un critic aspru al democrației. În orice caz, aceste două situații au fost primele în care am fost denumită nazistă. Apoi a început cu adevărat să mă intereseze ce este de fapt un nazist. Deci fiecare trebuie să-și facă personal o imagine. Pur și simplu trebuie să cunoști oameni care sunt denumiți naziști și de asemenea și oameni care se consideră ei înșiși naziști. Ambele grupe. Nu este același lucru.
atunci îți poți face o imagine proprie. Și asta ar trebui să și o facă fiecare. Deci asta este decisiv pentru a nu participa la această influență. Deja ne întrebăm cine oare nu este un nazist. Deci oricine spune ceva plin de sens sau face ceva util spre îmbunătățire, acela trebuie să se aștepte mai devreme sau mai târziu să fie numit nazist. De aceea include faptul că nu trebuie să fie ascultat. Ca din senin, dintr-o dată, el poartă dintr-o dată ștampila de nazist și din acea clipă nu trebuie să mai fie ascultat, nu mai este permis. S-ar putea să devii un stricat, un, și anume, ce de fapt, pentru mine nu este de înțeles de ce este le frică oamenilor. Dar poate că el este mai puțin frică de cei care sunt numiți naziști și au mai multă frică de faptul că personal ar putea fi declasați când sunt văzuți împreună cu un nazist. Așadar, nu sunt periculoși naziștii, ci consecințele când ai de-a face ceva cu unul care este considerat nazist. Nu mai contează atunci despre ce este vorba, ce este adevărat și ce nu. Ce este util și ce e dăunător. Și contează vizibil numai cine o spune. Și dacă a spus-o cineva care este considerat nazist, atunci aceasta trebuie să fie fals. Atunci nu mai este îngăduit nimănui să se preocupe în continuare de acel lucru exprimat, deci oricum este fals. E mai mult decât fals. Este oribil, chiar în prealabil. În acest context, consens mai vine un punct foarte important. În ultimul timp se mulțesc în internet declarațiile unor grupări care de fapt vin cu pretenții idealiste și totuși declară în același timp că ei se distanțează de naziști și de extrema dreaptă. Ei spun că nu vor să aibă nimic de a face cu aceștia. Chiar există, am citit-o cu câteva luni în urmă, o chemare la demonstrație care a fost împotriva lui ESM. Mai întâi chemarea a fost împotriva ESM-ului, MES, pe românește, apoi ea a fost contra MSE și contra extremismului de dreapta, treblozincă pentru demonstrație. Pentru, eu recunosc personal din aceasta că cine se distanțează în acest mod sau asemănător, acela nu înțelege lucrurile ce se petrec aici. Iar unei astfel de grupări nu aș vrea să mă atașez. Iar numai pentru simplul fapt că acolo mi-ar lipsi o relație a lucrurilor. Nu din cauza că s-ar putea probabil că nu mă accepte pe mine, ci pentru că lipsește perspectiva. Cel ce vrea să evite denumirea de nazist și sunt mulți dintre aceștia, majoritatea oamenilor vrea să evite să fie denumită nazist. Ce înseamnă asta? Ce consecință are aceasta? Consecința logică este că atunci când cineva vrea să evite aceasta, el trebuie să renunțe la temele esențiale. Deci atunci când se atinge o temă esențială și mai ales când ne apropiem de miezul chestiunii, atunci ne pândește pericolul să fim denumiți naziști. Dar când eviți temele esențiale, nu mai ai eficacitate. Devii absolut inoperant. Atunci lucrăm, de fapt, pentru un lucru existent, dar nici de cum pentru vreo schimbare sau îmbunătățire. Acum ajung imediat la final, dar mai insist pe scurt asupra aspectului cine este denumit concret un nazist. Aceste lucruri sunt foarte interesante. Sigur, un așa zis tăgăduitor de Holocaust. Sau dacă cineva susține o părere națională, este foarte repede denumit nazist. Când cineva susține simplu interesele poporului său, atunci este un nazist.
Dacă se vorbește despre exploatare prin dobânzi imense, este un caz clasic de nazist. Aici mai există și un alt cuvânt frumos care se leagă cu acesta foarte strâns. Este vorba de cuvântul antisemit. Aceste două cuvinte, antisemit și nazist, aproape că sunt deja termeni identici în propaganda celor numiți adversari ai naziștilor. Spre exemplu, este numit un antisemit de dreapta sau de stânga și uneori pedepsit ca atare, cel care vorbește despre evrei în legătură cu următoarele expresii. Marele fisc internațional, coasta de est a Americii, exploatare prin dobânzi, capitalism, criza financiară, globalizare, democratizare, francmasonii de vârf, Uniunea Europeană, Organizația Națiunilor Unite sau Noua Ordine Mondială. Deci cine aduce vorba despre aceste expresii în legătură cu evreii, acela este denumit un antisemit de dreapta sau de stânga. Și de asemenea și pedepsit ca atare. La fel și oricine care pronunță despre evrei că ei ar conduce băncile valutare, tranzacțiile de bursă, partidele democratice și mass media. Spre exemplu, în anul 2009, avocatul Horst Mahler a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru negare de Holocaust și pentru exprimări antisemitice și a fost arestat chiar în sala tribunalului. După pronunțarea hotărârii a fost arestat imediat. Așa a fost de fapt și la mine. Când s-a pronunțat hotărârea pedepsei, am fost imediat arestată. Revin la propoziția de introducere, care este totodată și propoziția încheierii. A gândi ce este adevărat, a simți ce este frumos și a vrea ce este bine. Aceasta înseamnă a recunoaște și consemna minciunile. Înseamnă a descoperi și consemna trăsăturile inumane. Înseamnă a descoperi și consemna nedreptatea. Aici mai aparțin de asemenea și următoarele trăsături foarte deosebite importante în zilele noastre. Conștiința de nemurire, de fermitate și de incorupție. Cu aceste trăsături, probabil, reușim să clădim o lume pentru copiii care au stat astăzi înaintea noastră, o lume în care se poate spune adevărul fără a fi pedepsit. Mulțumesc pentru primirea cordială. Mulțumim, Silvia Stolz. Da. Da, fiecare dintre noi poate face gândurile lui după această istorie, povestirea acestei femei care a
luat, a fost în închisoare pentru că a avut curajul să spună anumite lucruri și să recunoască niște conexiuni. Eu pot doar să mărturisesc ce se întâmplă cu mine. În 50% din timpul care m-a ascultat, inima mea a strigat și mi-am oprit lacrimile și acum știu de ce cred în Dumnezeu. Trebuie să repet în acest loc. Am putut să mă recunosc într-un sertar. De ce mi-aduce aminte totul? Este istoria mea personală pe care ați descris-o foarte bine. Tot ce ați spus a fost potrivit cu inima mea. Eu sunt un nazist. Tot ce ați povestit se potrivește definiția. Și de mulți ani sunt atât de cunoscute lucrurile acestea și m-am trezit întors la timpul din copilăria și tinerețea mea, când la grădiniță, la școala generală, sau am fost dus înapoi la munca pe care o fac, văd această agresiune care se face și violările care se fac asupra copiilor. Lucrez la filme documentare, care arată aceste lucruri de abuzări sexuale ale copiilor, sute de mii de copii, milioane, și mulți copii care sunt aduși la tăcere, acești micuți care sunt puși siluiți să facă fapte nemaipomenite, groaznice. Știi? Așa cum această femeie care stă cu atâta curaj, simt acest curaj al ei, ea stă aici din cauza acestui Goliat și vorbește despre lucruri care sunt corecte și se întâmplă într-adevăr. Eu pot numai să spun, nu pot să pun baza decât în Dumnezeu. Îmi doresc acum un minut de tăcere pentru a medita asupra acestor lucruri și îi spun: Doamne, numai Tu poți să ne ajuți. Când se întâmplă atât de lucruri mari, când justiția și politicienii și tații noștri și mamele noastre, care sunt de fapt statul pentru noi, așa tratează poporul ca să-i pună cu spinarea către perete, atunci trebuie să facem un minut de tăcere în care să ne gândim la aceste lucruri, ca interior, lăuntric, să ne gândim la aceste lucruri. Da? Sunteți de acord, da? Eu spun acum în credință: mulțumesc, Doamne,
Rugăciunea mea este ascultată asupra celui înalt, stă încă unul care are mâinile, are și mai multă putere. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu ești Cel care aduce adevărul la lumină. Mulțumesc și echipei și tuturor celor care sunt aici de față.